La prima conferință de presă maraton a echipei viceprimarului cu atribuții de primar Roxana Iorga și a consilierului local cu atribuții de viceprimar Bogdan Andrieș au fost evidențiate în primul rând preocupările majore de prevenirea virusului SARS-CoV-2, care au constat în procurarea de măști și dezinfectanți și de contractarea unor servicii de dezinfectare a celor 712 săli de clasă în care vor învăța elevii romașcani. Pasul 1 pe care l-am făcut. Am zis că e normal să fim siguri că procurăm toate materialele care asigură prevenția infectării cu virus SARS-CoV-2 și astfel ne-am pus pe căutat tot felul de soluții la prețuri bune de la agenți comerciali din Roman pentru a-i stimula să facă și bănuți, că de acolo trăim, da? Se întoarcă în circuit tot la noi. Pot să vă spun că la ora actuală am achiziționat în prima etapă 100.000 de măști de la un producător local la un preț, zic eu, foarte bun, 50 de bani pe mască, eu zic că este foarte un preț foarte bun. 750 de litri de dezinfectant pentru mâini, deci tip gel, pentru că sunt 712 săli în tot Romanul, săli care, în care copiii își vor desfășura activitatea. Precizez că în aceste săli intră și sălile de sport, biblioteci, secretariate, cancelarii, deci nu mă refer doar la sălile de curs ale copiilor, ci la toate sălile prin care aceștia vor circula. Au mai fost procurate pe lângă dezinfectanți și covorașe dezinfectante pentru intrările și ieșirile din școli. A fost angajată o firmă specializată în realizarea lucrărilor de dezinfecție în școli, care se va realiza săptămâna viitoare. 750 de litri de dezinfectant concentrat pentru suprafețe, suprafețele fiind un total de suprafețe adunat așa la metri pătrați, ar fi în jur de 70.000 de metri pătrați prin care acești copii vor circula. Am achiziționat și covorașele cu dezinfectant de la intrările în școli. Vă pot spune ca informație că sunt 120 de intrări în aceste unități școlare, luate în calcul toate intrările. Vor avea, așa cum vă spuneam, și covorașe cu dezinfectant. Dacă tragem linie doar la aceste produse, vă pot spune că totalul este de 1.000.000 de lei noi plus TVA. Doar acestea, la care adăugăm dezinfecția care vă spuneam că va începe de săptămâna viitoare. În 3 zile ne-au promis firma care va realiza dezinfecția că o vor termina. Acea dezinfecție se va face pe toate spațiile despre care vorbeam, adică 72.000 de metri pătrați. Și va costa în jur de 24.000 de lei, dacă e important.